Dezvoltarea infrastructurii în regiunile țării este esențială și va continua în următorii ani. Este promisiunea premierului Ion Chicu în fața primarilor și locuitorilor satelor din raionul Călăraș, unde a întreprins o vizită de lucru. Reprezentanții autorităților locale au confirmat că există potențial investitori care vor să vină în raion, dar cer drumuri bune și locații conectate la utilități. În cadrul vizitei sale în teritoriu, Ion Chicu a mers în satul Vârzăreștii Noi, unde a fost construit un depozit frigorific cu o capacitate de 1200 de tone. Compania are doar 2 ani și este specializată în cultivarea căpșunelor, iar pentru anul următor intenționează să-și extindă procesul de producere. Am mers la export în Federația Rusă, în Grecia și România și pe piața locală. Anul ăsta am realizat. Anul ăsta am recoltat în jur de 35 de tone. Având în vedere condițiile meteorologice, secetă și așa mai departe, asta a fost cam jumătate din cantitatea recoltată în primul an de activitate. Reprezentanții companiei au menționat că de la lansarea afacerii au beneficiat de mai multe subvenții din partea statului. Anul acesta iarăși am aplicat la subvenționarea dobânzii, dosarul l-a depus, Subvenționarea dobânzii să continuăm și nu doar până aici. Singura problemă a antreprenorului este drumul spre localitate, care este în stare proastă. Primarul satului spune că sunt și alți doritori de a face investiții în Vârzăreștii Noi, dar cer o infrastructură bună. Avem problema cu drumul. Mai sunt băieți care vor să mai vii, să mai investească, dar drumul ăsta ne omoară. Fondatorul, vorbesc cu dânsul, contribuie și eu să facem cumva un parteneriat public-privat și primăria din partea primăriei un pic. Și un pic din antreprenorul și statul și ar putea să facem drumul ăsta. Nu e așa de lung. Probabil ați observat drumul, ce atitudine avem noi față de drumul și investițiile în drumul ăsta chiar. Da, altfel nu se duce în investiții. Același lucru a fost confirmat și de primarul comunei Onișcani. Localitatea este inclusă într-un proiect de reabilitare a infrastructurii rutiere finanțat de Banca Mondială. Este vorba despre coridorul 8.3 Hârbovăț-Onișcani-Dereneu, cu o lungime de aproximativ 10 km. Costul proiectului este de peste 88 de milioane de lei. Drumul acesta este acces pentru 12.000 de locuitori din satele vecine. Cu atât mai mult că este accesul de impact social, noi aici avem post salvatori și pompieri, avem centru de urgență, aici avem, transportăm copiii de la Hârbovăț la Onișcani și agenții economici se orientează, anume acolo unde este infrastructură. Noi în Onișcani avem apă, avem canalizare, avem zone umede construite, adică ne-am străduit ca condițiile cetățenilor să nu fie mai rele ca la oraș. Traseul urmează să fie dat în exploatare până la finele lunii martie 2021. Suntem la un procent de execuții de 65-70%. La moment am executat asfaltarea practic pe tot tronsonul la nivel de bindere, adică la primul strat. Am executat trotuarele. E important că, într-adevăr, companiile locale, mai ales că din Călăraș, am înțeles, cresc aceste capacități. Noi am mai văzut și altele de noastre care au curajul să meargă cu proiecte de astea mari, de sute de milioane. Iau oameni la locul de aici de la noi, banii rămân în țară. Dar clar că nu ne uităm că sunteți de-a noștri, calitatea, dacă nu e care o așteptăm, atunci ne certăm. În cadrul vizitei sale în raionul Călăraș, premierul Ion Chicu a mers și în satul Pitușca. Aici a fost reparat în cadrul programului Drumuri Bune un segment de drum de aproximativ 1,5 km. Locuitorii satului s-au declarat mulțumiți de susținerea statului în cadrul programului de reparație a infrastructurii rutiere. Ei au solicitat premierului implicare într-un alt proiect așteptat în localitate, cel de extindere a rețelelor de gaze. Avem o doleanță mare față de guvern, gazificarea, încă o porțiune a satului nostru de gazificat. Noi știm că este foarte costisitor, dar ne dorim toți împreună să aducem flacăra albastră. Cu Moldova Gaz noi am fost împreună cu doi consilieri și am vorbit și mi-a spus că este posibilitate în 2021. Anul viitor Moldova Gaz 100 de milioane pentru infrastructură, pentru investiții. Șeful cabinetului de ministri a accentuat că pentru anii următori guvernul își propune investiții mari în proiectele de infrastructură care vor ajuta la dezvoltarea localităților rurale. Noi vrem să concentrăm următorii ani pe infrastructura asta, drumuri, apă, canalizare, asta tot de la centru. În jurul lor deja se dezvoltă și altceva, pentru că dacă asta nu pot fi pus autoritățile locale. Deci e tot ce posibil la drum, la apă, de gestare, asta o să fie prioritățile următorii ani.